o altă plantă care este, se folosește, deci fasolea se folosește ca aliment, dar și ca medicament. Păstăile aici sunt deja formate. Fasolea este o legumă zestată cu viitor terapeutice deosebite. Este o sursă de proteine fără grăsimi. Este bună pentru diabetici, văznici care au osteoporoză. Deci nu osteoporoză. Fixează calciu în oase. Această plantă care o crește și e foarte bună. Conține vitaminele B5, B6, PP, împiedică pierderea de calciu în oase. Combate anemia și astemia. Scade nivelul colesterolului cu 19 până la 30%. Se poate pune și sus pe araci, sunt agăsătoare. Dar este și fasole neagăsătoare. Furnizează cantități mari de antioxidanți. Are mangan, antioxidant mineral cu rol protectiv la nivel celular, protecția sistemului cardiovascular. Are grăsime esențială omega-3 care mențin sănătatea. Previn circulația și implicit a inimii. Facilitarea digestiei, conținutul de fibre alimentare, contribuie la menținerea sănătății tractului digestiv, precum și la menținerea unei senzații de sațietate, care elimină tendința excesului alimentar, deci nu devii obez, te ajută. Fasolea verde combate anemia, astemia datorită fierului, bine reprezentată în componența sa, compoziția sa. Fasolea conține vitamine A, B6, B12, vitamina C, calciu, magneziu, acid folic, fier, zinc, potasiu, seleniu. Fasolea are efect benefic asupra sistemului nervos al omului. Tecile de fasole conțin aminoacizi, acid folic, săruri minerale și alte substanțe cu proprietăți antioxidante și diuretice. Deci tecile astea când ajung la maturitate se folosesc. Tecile de fasole se recomandă la boli cu afecțiune ale rinichilor, a vezicii, a inimii, cută, reumatism și afecțiuni urinare. Deși teaca și păstaia și bobul de nodul tecii se folosește, restul nu. Deci fasolea care se cunoaște este și o plantă medicinală agăsătoare. Uitați ce păstăi minunate are. Deci, privind în alt unghi al medicinei, multiple calități are și această minunată păstaie, bobul și teaca. Trebuie să o respectăm, să exploatăm proprietățile medicinale, să avem grijă de ea, că și are grijă de noi.